Creștinul contemporan cu Adrian Jurj. Viața de zi cu zi în domina scripturii. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători, la emisiunea Creștinul contemporan. În studioul Radio Vocea Evangheliei se află Natanael Vidoni, director la Colegiul Biblic Veritas și slujitor totodată la Biserica Emanuel din București. Mulțumesc, Natanael, pentru prezența ta aici. Bine v-am regăsit! Stimați ascultători, voim să continuăm subiectul nostru, ascunderea și descoperirea lui Dumnezeu, respectiv accederea omului la divinitate, cum poate omul să-l găsească pe Dumnezeu. Și o primă întrebare, Natanael, pe care o auzi doar acum, în ediția aceasta, este dacă omul are nevoie de un loc dedicat apropierii lui Dumnezeu, cum e biserica, un loc mai sfânt, sau poate să ajungă la Dumnezeu de oriunde se află? Locul cel mai bun pentru întâlnirea lui Dumnezeu este inima omului. Într-adevăr, în Vechiul Testament aveai nevoie de un loc special. Nu puteai să te întâlnești oriunde cu Dumnezeu. Toți trebuiau să vină la Templu. Asta este rugăciunea lui Solomon când va veni aici. Să vină aici ca aici, o să găsească ce trebuie să găsească pe Dumnezeu în slava lui. În Noul Testament nu se mai pune problema de așa ceva. Asta este întrebarea samaritencii, nu? În Ioan 4. Părinții noștri zic aici, părinții voștri zic acolo, dar unde? Și Mântuitorul uh, îi răspunde. Vine vremea și așa și venit când închinători adevărați nu mai sunt preocupați de loc, de spațiu, de... pentru că ei se închină lui Dumnezeu în duș și în adevăr. Deci aș zice că cel mai bun loc de a te întâlni cu Dumnezeu este acolo unde ești. Asta e cel mai bun loc, Dumnezeu este prezent acolo și Dumnezeu îți oferă acces prin Iisus Hristos la prezența sa, la prezența divinității. Aș menționa totuși așa separat ca după virgulă, că nu e de neglijat adunarea comunitară, nu e de neglijat întâlnirea cu Dumnezeu în cadrul comunității. Da, ne întâlnim cu Dumnezeu unde suntem, dar în același timp asta nu ar trebui să ne facă să credem că nu avem nevoie de ceilalți, de cei din jurul nostru. În textul din Evrei pe care l-am citat la ediția precedentă, textul continuă și ne zice vegheați unii asupra altor acum când vedeți că ziua se apropie. Deci fiți acolo, să nu neglijați adunările voastre, să nu renunțați la participarea la adunările voastre, chiar dacă accesul în prezența lui Dumnezeu e garantat oriunde te afla. Și asta este curiozitatea. Avem acces la Tatăl în mod nemijlocit prin sângele lui Isus Hristos? Da. Și tocmai de aceea, să nu neglijați adunările voastre, să nu părăsiți adunările voastre cum au unii obicei, ci mergeți să vă vedeți unii pe alții, pentru că acolo e compania oamenilor care se întâlnesc cu Dumnezeu, și acasă, și când se întâlnesc împreună, sigur că cu atât mai mult ar trebui să se întâlnească cu Dumnezeu. Deci oriunde te afli, dar în același timp n-ar strica să cauți și alți oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu și poate te încurajează, te îmbărbătează când simți că lucrurile nu merg poate așa cum ar trebui ele să meargă. Natanael, suntem încurajați într-adevăr să venim la Dumnezeu în starea în care suntem, în locul în care suntem pentru că Dumnezeu este omnipotent și desăvârșit în dragoste, așa mm -hmm. că ne primește. De ce Dumnezeu se ascunde dacă vrea să fie cunoscut întregii lumi? Dacă poți să ne spui câteva gânduri în privința asta. Cred că Dumnezeu dorește să fie cunoscut așa cum este El, nu așa cum oamenii și îl imaginează. De aceea Dumnezeu nu ne răspunde întotdeauna neravurilor în noastre, nu răspunde întotdeauna pretenților noastre de a-L descoperi sau de a-L cunoaște după cum decidem noi că este mai bine să-L cunoaștem și Dumnezeu decide să se descopere pe sine așa cum consideră El că este mai bine și așa cum ar trebui noi de fapt să-L cunoaștem. Descoperirea lui Dumnezeu se întâmplă în multe feluri, în multe chipuri, pe parcursul paginilor Sfintelor Scripturi, în întâmplările oamenilor lui Dumnezeu. Și nu întotdeauna, sau de fapt aproape niciodată, nu este la fel. Așteptările noastre uneori ne pot duce în situația în care să credem că Dumnezeu nu ne mai vorbește sau se ascunde în mod deliberat de noi. Dar cred că Dumnezeu s-a descoperit și se descoperă întregi lumi prin faptul că avem Scriptura și îl putem cunoaște. Și s-a descoperit întregi lumi prin faptul că l-a trimis Iisus Hristos în lume, cel care este în tocmai cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine suficient de mult cât să știm că există și să știm că ar trebui să-L căutăm și ar trebui să-L descoperim. Dar în același timp, Dumnezeu, vedem că refuză uneori să ni se descopere după regulile noastre, poate tocmai pentru că am fi tentați să credem că Dumnezeu e altfel decât e El, de fapt. Și Dumnezeu ține foarte mult, se pare, la a fi descoperit așa cum e, așa cum există și așa cum e El, de fapt, în realitate. Cum comentezi versetul acesta din Isaia, 46? Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Una dintre pasiunile mele sau pasiunea mea cea mai mare în domeniul teologiei este tocmai exegeza biblică și asta facem și la colegiul despre care pomeniai și chiar mi s-a părut un text interesant. E textul care ar putea fi folosit poate tocmai ca suport, să arătăm că Dumnezeu se ascunde, să arătăm că Dumnezeu nu vrea să ne răspunde, dar atunci când citim cu atenție capitolul acesta, de fapt începe de la capitolul 45, capitolul 46 vorbește despre concluziile, momentul în care idolii sunt prăbușiți în fața prezenței lui Dumnezeu. Ne dăm seama că de de fapt, tot capitolul vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să fie cunoscut. De exemplu, ne uităm în 45 cu 5, când vorbește Dumnezeu, Eu sunt Domnului, vorbește lui Cir. În afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. În versetul 4, ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Dumnezeu vorbește cu Cir, un împărat păgân, un împărat care nu, nu avea contact. Singurul lui contact cu Dumnezeu e faptul că are niște israeliți în împărăția pe care o deține sau pe care o administrează. Dar Dumnezeu vorbește sau îl împuternicește pe un astfel de om să ajungă rege, să ajungă împărat și de acolo să facă lucrarea lui Dumnezeu chiar fără să știe el, poate, Cir, pentru că nu avem informații cum că Cir ar fi renunțat la toți zeii pe care îi slujea și s-ar fi dedicat Dumnezeului lui Israel, dar face totuși lucrarea lui Dumnezeu că așa decide Dumnezeu. Te-am încins cu putere, te-am îmbrăcat înainte ca tu să mă cunoști, ți-am dat visterii ascunse și îți voi da visterii ascunse și apoi concluzia sau de fapt refrenul acestui capitol din Isaia este următorul. Nu este alt Dumnezeu în afară de mine. Ce vrea să ne transmită lucrul ăsta? Pentru că apare de. Cred că mai mult de 10 ori în textul acesta apare ideea aceasta. Eu sunt domnul, eu sunt domnul, nu e nimeni ca mine, nu e altul în afară de mine. Ne transmite ideea că Dumnezeu vrea să fie cunoscut și că oamenii nu ar trebui să facă greșeala, să creadă că dacă ei au o divinitate, aia este echivalentul Dumnezeului celui adevărat. Există un Dumnezeu adevărat care vrea să ne vorbească și despre asta vorbește tot capitolul 45 și atunci când ajungem la versetul 15, care este versetul citat, dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, ascuns, tu Dumnezeul Israel, Mântuitorule, eu tin să cred din cum arată textul acesta că versetul acesta sau această zicere este o acuzație la adresa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că versetul 14 se încheie cu un citat al neamurilor. Așa vorbește Domnul, întâi vorbește Dumnezeu, câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale Sabenilor, oameni de statură înaltă vor trece la tine și vor fi ale tale. Vorbește despre promisiunea adresată poporului Israel, poporului ales. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece în se vor închina înaintea ta și îți vor zice rugându-se. Și iată ce zic către israeliți neamurile acestea care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Dar, acuzația, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu ai fi putut să ni te descoperi și nouă, ar zice neamurile astea. La tine este Dumnezeul adevărat, zic către Israel, dar Dumnezeul ăsta e un Dumnezeu pretențios, e un Dumnezeu care nu ni se descoperă un Dumnezeu nedrept. Ar fi putut să ne zică și nouă cine este și noi atunci să ne închinăm lui. Și după aceea vine răspunsul lui Dumnezeu toți sunt rușinați, toți aceștia sunt plini de ocară și atât ce zice Dumnezeu, versetul 19, ca răspuns la această acuzație. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecat al pământului, n-am zis seminței lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună voi cei scăpați dintre neamuri. Voi care aveți idoli, veniți. Veniți pentru că eu am lucrat în Iacov cu gând ca voi să vedeți că am lucrat în Iacov. Eu n-am lucrat într-un loc în care nimeni nu are acces. Dumnezeu nu lucrează în vid, nu lucrează în cosmosul acesta, dar toți pământenii să nu știe despre ce lucrează Dumnezeu. Cel a lucrat în Israel pe care toate neamurile acestea îl văd. Și îl văd ca fiind biruitor la final și ca răspuns la acuzația lor: Dumnezeul acesta e un Dumnezeu care s-a ascuns de noi, Dumnezeu răspunde: Eu am fost aici dintotdeauna. Eu am lucrat în Iacov, de când sunteți voi, de când vă știți, am lucrat în Iacov și spuneți-le și aduceți-le încoace ca să se sfătuiască unii cu alții și la ce concluzie să ajungă. Cine a prorocit aceste lucruri de la început? Oare nu eu? Domnul nu este al Dumnezeu afară de mine, eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile Pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Chemarea lui Dumnezeu este adresată acestor neamuri care nu-l cunosc și care spun tu te ascunzi. Și Dumnezeu le spune, veniți să vedeți, eu aici sunt. Sunt aici și mă puteți descoperi, eu sunt Dumnezeul drept și mântuitor. Și dacă veți veni aici, veți ajunge la concluzia că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Și voi cei răsfirați între neamuri atunci veți putea găsi mântuirea, îl veți putea găsi pe Dumnezeu și Dumnezeu în versetul 23 se jură pe el însuși că acesta este adevărul. Pe mine însu mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Iată promisiunea lui Dumnezeu. Dacă vă veți deschide ochii și mai degrabă decât să acuzați, ați fi interesați de adevăr, veți descoperi că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și ăsta este cuvântul pe care Domnul îl rostește, îl afirmă. Și iată care este concluzia lui Isaia, ca final la această discuție între Dumnezeu și neamuri. Numai în Domnul, mi se zice, locuiește dreptatea și puterea, la el vor veni și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva lui. Înainte erau supărați că Dumnezeu pare că se ascunde de ei, dar la Domnul, ajung ei la concluzia, la Domnul se găsește Dreptatea și puterea, și când venim la Domnul, suntem înfruntați și acolo, în Domnul, vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Sunt confruntați de adevărul acesta, că Dumnezeu nu s-a ascuns niciodată, de fapt, de ei. El era acolo, prezent, ei trebuiau doar să deschidă ochii, să vadă că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și în afară de el nu este nimeni. Deci oamenii nu pot avea pretenția să-L vadă pe Dumnezeu dacă sunt departe de Dumnezeu. Îndemnul tău este apropiați-vă de Dumnezeu și îl veți vedea mai bine, îl veți auzi mai bine. Într-adevăr, apropierea aceasta înseamnă și depărtarea de păcat, pentru că păcatul încețoșează ochii noștri, astupă urechile noastre, până la urmă ne acaparează idolii acestei lumi ca să nu-L vedem pe Dumnezeu. Ăsta este rolul principal al tuturor idolilor până la urmă. Da, și ce mi se pare interesant în pasajul acesta e că Dumnezeu nu-i condamnă pentru întrebarea lor, care pare, la un moment dat, pare rezonabilă, pare o întrebare dreaptă. Dar de ce Dumnezeu nu ni se descoperă nouă cum s-a descoperit celorlalți care au un privilegiu deosebit și care l-au văzut pe Dumnezeu, ca și cum israeliții ar fi mare talon de credință doar pentru că l-au văzut pe Dumnezeu. Că dacă citim Vechiul Testament, ne dăm seama că dacă lucra Dumnezeu, de fapt, cumva asta este de concluzia și în Nou Testament. Dacă ar fi văzut Sodoma și Gomora, ce au văzut israeliții, de mult s-ar fi pocăit, dar... Iată că descoperirea lui Dumnezeu nu i-a făcut mai privilegiați în sensul acesta, că nu ascultă și dacă nu ascultă nu te ajută prea tare descoperirea lui Dumnezeu. Dar ce mi se pare interesant e că Dumnezeu nu-i condamnă, nu-i judecă, ci invită. Și se pare că nu mă descoper, hai să vezi, hai să vezi că aici sunt și dacă vii aici găsești dreptate, aici găsești neprihănirea, aici găsești mântuirea. Hai să vezi, dacă sunt un Dumnezeu care mă ascund sau sunt un Dumnezeu care mă descoper. Și asta mi se pare fascinant. În momentul în care îl punem chiar pe Dumnezeu la îndoială, ca asta făceau oamenii de atunci, cei înfrânți cumva de Israeliți, îl puneau pe Dumnezeu la îndoială și caracterul lui Dumnezeu, Dumnezeu lansează o invitație. Hai să vezi dacă e adevărat. Hai să vezi dacă e așa cum crezi tu. Pentru că lucrurile nu stau așa cum îți imaginezi tu. Din nervi, din supărare, din frustrare, ajungi la concluzia că Dumnezeu se ascunde, dar hai să vezi. Și dacă vii, te așteaptă o surpriză. Te așteaptă un Dumnezeu care e pregătit să te întâmpine și să te integreze în urmașii lui Israel. Și asta e o promisiune pe care nimeni nu o putea provoca, pe care nimeni nu o putea forța, decât numai îndurarea lui Dumnezeu, care e dispus să-i cheme pe oameni care îl pun la îndoial, dar e dispus să-i cheme și e dispus să-i mântuiască. Toți cei care înainte slujeau tuturor idolilor și, da, pentru că pomeniai despre idoli, Capitolul 46 cu asta continuă. Idolicad, în fața lui Dumnezeu, la final de tot, de fapt nu rezistă nimeni, nu stă nimeni în picioare. Bel se prăbușește, nebocade, idolii ajung să fie puși pe vite, ei care ar fi trebuit să îi poarte pe oamenii care li se închină, să îi poarte în spate, că asta este ideea, nu? Idolii aceștia îi poartă în spate, îi poartă pe aripi de biruință, pe cei care li se închină, ajung să devină o povară pentru acești închinători. Ei ajung să fie puși pe animale și oamenii stau și nu au loc și trebuie să-i poarte pe umeri. Se schimbă situația, da? se schimbă uh, raportul de forțe pentru că au căzut sau prăbușit, nu pot să scape povara, ei înșiși se duc în robie. Idolii ne orbesc, dar ne orbesc să-l vedem pe Dumnezeu, dar la final, în momentul uh, în care. Dumnezeu obține biruința, ei devin o povară pentru închinătorilor. Ei nu oferă salvare nimănui, ci mai degrabă te chinuie în drumul spre robie. În drumul spre robie stai cu idolii în spate și tot aștept să facă ceva. Dar atunci când Dumnezeu e implicat în bătălie, nu există șanse de salvare, nu e nimic ce ar putea să facă idolii aceștia, pentru că Domnul este singurul Dumnezeu. Asta este refrenul din Isaia. Nu este al Dumnezeu în afară de El. Dacă mergem la Dumnezeu, la invitația lui Dumnezeu, acolo vom găsi mântuirea. Dacă nu, vom merge în robie cu idolii noștri, cu tot, cu concepțiile noastre, cu fricile noastre, cu frustrările noastre, vom merge cu ele în spate, așteptând ca ele să ne mântuiască, și nu se întâmplă nimic. Mergem în robie și îl vedem pe Dumnezeu ca judecător, mai degrabă decât să alergăm la el să ne mântuiască sufletele. Ne-a minunat, Nathanel, pentru că ne prezinți imaginea lui Dumnezeu ca imaginea salvării, imaginea recuperării. Când oamenii au teamă că Dumnezeu îi va judeca, că îi va taxa, că vor regla conturile înainte ca să conceapă, cum se spune, o relaționare, de fapt, Dumnezeu vine cu o ofertă imbatabilă, acea iertării totale, pe baza unui cont deja achitat. Nathanel, ce ai răspunde unui tânăr care te-ar întreba cum să ajung la Dumnezeu că nu reușesc? Nu reușesc să mă rog, și dacă mă rog simt că nu mă ascultă, nu mă ajută nimeni ca să pot să am o relație frumoasă cu Dumnezeu. Cu ce să încep? Cred că singura soluție pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu este citirea scripturii. Am zice, noi ar fi frumos să existe o rețetă de invocare a lui Dumnezeu, prin care să-l obligăm pe Dumnezeu să ne vorbească cum vrem noi, dar lucrul ăsta nu este posibil nu este posibil în raport cu Dumnezeul cel adevărat. Alte zeități pot fi invocate sau alți idoli pot să fie forțați să stea unde îi punem noi. Cu Dumnezeu lucrurile nu funcționează așa. Dar citind Scriptura avem siguranța aceasta sau avem încrederea aceasta că Dumnezeu este cel care lăsând Scriptura să ne vorbească ne va vorbi prin Scriptura. Dacă simțim că nu avem acces la Dumnezeu, dacă simțim că nu suntem vrednici să stăm în prezența lui Dumnezeu, tocmai este, este rolul scripturii și este rolul mesajelor pe care apostolii și pe care scritorii sacri le transmit, că nu ține numai de sentimentele noastre, când vine vorba de a ne apropia de Dumnezeu, da, noi ne apropiem, în calitate de creștini, ne apropiem cu întreaga ființă de Dumnezeu. Suntem oameni care ne apropiem cu totul de Dumnezeu. Dar sentimentele noastre nu sunt cel mai important lucru. Mai important lucru decât sentimentele noastre este credința noastră. În evrei, ni se zicea să ne apropiem, nu să ne apropiem cu toate sentimentele drepte și conforme cu ce Dumnezeu se așteaptă, ci să ne apropiem cu credință să ne apropiem cu credință de plină, cu inimile curățate de un cuget rău, adică să nu stăm să ne gândim la păcatele trecutului pentru că știm că avem iertare în sângele lui Iisus Hristos, cel care ne-a desis calea spre prezența lui Dumnezeu, să ne apropiem. Și acolo, în textul acela din Evrei, nu ni se zice pentru că simțim bine și pentru că emoțiile noastre sunt conforme și sunt pozitive să ne apropiem de Dumnezeu. Ci ni se zice pentru că știm. Știm ceva. Ce știm? Că Iisus Hristos el la dreapta lui Dumnezeu mijlocește pentru noi și că Isus Hristos ne-a deschis calea spre apropierea de Dumnezeu. Dacă știm asta, putem să ne apropiem. Și apropiindu ne din moment ce Dumnezeu, ați observat în textul din Isaia 45, se jură pe numele său, că nu există alt lucru mai important pe care să se jure, se jură pe numele său că ce spune El este adevărat. Și dacă în textul din Evrei ni se zice, dacă știți, Vă apropiați, atunci sunteți în prezența lui Dumnezeu, asta este concluzia la care ajungem. Nu ar trebui să punem atât de mare accentul pe sentimentele de vinovăție când vine vorba de apropierea de Dumnezeu, pentru că oricum noi nu putem scăpa de ele în alt loc decât în prezența lui Dumnezeu. Asta cred că este una dintre marile probleme, nu doar ale tinerilor, dar și ale tinerilor, că încercăm să obținem favoarea lui Dumnezeu înainte de a ne apropia de Dumnezeu avem impresia că putem să facem ceva. Și asta este cumva și povestea vieții mele. Eu am crescut în biserică, sunt copil de pastor, adică cumva sunt familiarizat cu biserica, am slujit în biserică, am fost implicat în toate activitățile. Știți cum e la biserică de sat, faci de toate, de la stație până la microfoane. Am fost implicat în toate activitățile bisericii și orchestră și tineret și tot ce era pe acolo. Mai târziu în viața mi-am dat seama de ce. Mi-am dat seama că eram implicat în aceste lucruri căutând să obțin iertarea lui Dumnezeu pentru viața mea reală, pentru cum îmi trăiam viața în absența sau în, în afara zidurilor bisericii. Nu mă rugam când păcătuiam, ci așteptam să pot să fac ceva. Și apoi la biserică veneam și spuneam, Doamne, cu atitudinea asta, că nimeni nu rostește cuvintele, dar cu atitudinea, Doamne, uite cât efort am depus pentru Tine. Am venit la repetiții, m-am străduit, am făcut, mi-am chinuit sufletul cu fiarele acestea din Efes, nu? Uite cât i-am făcut pentru tine, acum ar trebui să mă asculti și să mă ierți. Nu aveam curajul să mă apropii de Dumnezeu atunci când am păcătuit, pentru că aveam impresia că Dumnezeu nu, nu, nu privește la mine cu milă, nu privește cu îndurare, nu privește cu favoare. Și am pus mare accent pe sentimentele acestea care m-au împiedicat să merg în prezența lui Dumnezeu. Dar nu cred că vine din partea lui Dumnezeu ceva ce te împiedică să mergi în prezența lui Dumnezeu. Ar trebui să existe un sentiment de răspundere pentru ce facem? Absolut. Ar trebui să existe un simț al responsabilității, absolut, dar ar trebui să ne asumăm faptul că iertarea nu este dată de eforturile noastre, ci de îndurarea lui Dumnezeu, de îndurarea lui Iisus Hristos care a murit pentru noi. Și ăsta ar fi sfatul meu, eu mi-am dat seama de el puțin mai târziu în viață, dar ăsta ar fi sfatul meu pentru oricine. Cine vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu, trebuie să creadă că Dumnezeu L-așteaptă. Și dacă crede că Dumnezeu L-așteaptă pentru întâlnire, atunci nu e nevoie de altceva. Asta e tot. Roagă-te și Dumnezeu îți va vorbi. Citește scriptura și Dumnezeu îți va vorbi. Pentru că ne bazăm nu pe eforturile noastre, nu pe ce putem noi să facem pentru Dumnezeu, ci pe promisiunea lui Dumnezeu. Ne bazăm pe cine este Dumnezeu. Dacă credem că Dumnezeu e cine a spus că este, atunci avem siguranța că dacă ne rugăm, ne ascultă. Dacă ne rugăm în numele lui Isus Hristos și vrem să avem viață transformată de Isus Hristos și ne fundamentăm pe jertfa lui Isus Hristos. Dacă Dumnezeu nu e cine a spus că este, atunci oricum viața noastră nu mai prea are mult sens și toate eforturile noastre nu ne ajută la nimic. Dar tocmai asta este frumusețea citirii Scripturii. Că Dumnezeu este cine-a spus că este, și experiența noastră ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu vrednic de încredere. Acesta a fost ispita primordială. Este oare Dumnezeu vrednic de încredere? Spune șarpele. Oare chiar va face? Oare chiar va fi așa? El nu, Dumnezeu vrea altceva. Dumnezeu vrea să nu vă lase să-l cunoaște, să vrea să nu ajungeți la nivelul lui. Și oamenii au cedat la asta. S-a uitat Eva și a ajuns la concluzia că mai ușor crede șarpele decât să-l creadă pe Dumnezeu. Și de acolo până la viața noastră și păcatele noastre nu e un drum atât de lung. Sentimentele sunt importante în actul închinării, dar niciun sentiment care ne împiedică să mergem în prezența lui Dumnezeu nu este vrednic de ascultat. Întâi prezența lui Dumnezeu, asta e ce contează, apoi celelalte lucruri. Până la urmă este vorba despre încrederea în bunătatea lui Dumnezeu da. El mă va primi și vedem după aceea Dar știu că în audiență mă primește fără să mă taxeze din prima da. După aceea negociem noi După aceea viața trebuie transformată și lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne transforme Dar în ce ține de cererea de iertare trebuie să mergem la Dumnezeu Imaginați-vă că vameșul ar fi zis stai întâi să îmi reglez conturile să dau întâi și eu ca zacheu, că am auzit de el, să mă pocăiesc de astea, de astea și apoi merg la... Dar observați că la pilda vameșului și a fariseului, deși vameșul încă nu era un om drept, că știm cine erau vameșii, ne zice Mântuitorul, mai degrabă unul s-a coborât acasă socotit neprihănit. Și acela e omul care a venit să ceară îndurarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, deși lucrurile nu erau încă rezolvate. Pentru că Dumnezeu iartă și apoi schimbă, transformă. Noi vrem să facem invers. Să ne transformăm și apoi, poate, Dumnezeu ne iartă, poate. Dar nu funcționează așa la Dumnezeu. Deci niciun doctor nu aduce obiecții pacienților care ajung la ei grav răniți că n-au făcut duș înainte. <laughs> să aștepte doctorul să se schimbe oamenii înainte să-i... Exact. Nătănael, ia... mulțumim tare mult pentru prezentarea frumoasă într-adevăr ne încurajez ca să venim către Domnul cu încredere că El ne primește și până la urmă ceea ce voim noi să pregătim este deja pregătit. Urmează după aceea viața de credință în care împreună cu Dumnezeu clădim neprihănirea noastră. Dumnezeu să te răsplătească. La fel mulțumesc și Domnul să ne ajute să le cunoaștem cât mai mult. Dragii noștri ascultători, am stat de vorbă cu Natanael Vidoni, slujitor la Biserica Emanuel din București, profesor la Colegiul Biblic Veritas. Îi mulțumim că ne-a dat o mână de ajutor să înțelegem mai bine cum putem să ajungem la Dumnezeu. Vă dorim călăuzirea lui Dumnezeu și audiție bună în continuare.